Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitatul meu de astăzi este medicul Monica Spânu. Bine te-am găsit, Monica! Mulțumesc, bine vă revăd! Și povestim despre dependențe. Două dependențe pe care le întâlnim frecvent în jurul nostru. Cea de tabac și de alcool, din pentru fericire. Unii dependențe, pentru alții considerate o plăcere. Noi, da, ca medici, le spunem dependențe și ne luptăm cu ele. Care este limita dintre plăcere și dependență? Există una? E o întrebare extrem de complexă. E limita aceea fină când organismul nu mai reacționează corespunzător și când încet, încet virează înspre ceva patologic. Patologic poate fi la nivel fizic, la nivel mental, la nivel emoțional, dar oricum e afectat ceva în funcționarea armonioasă a organismului. Atunci considerăm că deja este o dependență, o catalogăm oarecum ca boală și încercăm să o moderăm sau să o eliminăm în măsura în care se poate. Există persoane care nu își pot începe ziua fără o țigară, dar o fumează doar pe aceea. Putem vorbi de dependență sau este doar plăcere pură și atât? E o întrebare încuietoare. Dacă persoana are o patologie respiratorie cronică, un astm, de exemplu, atunci i-aș pune dependență pentru că nu-i face bine. Dacă nu are nicio problemă și mai face și puțin sport în rest, e acceptabilă. Acceptabilă, da. Totuși, există persoane care au un dram de voință și și-ar dori să se lase de fumat, dar nu găsesc triggerul acela care să le și ajute fizic să renunțe. Știu că există un produs care ar putea să le fie de folos. Da, un trigger fizic, să zic așa, dar întotdeauna e nevoie de acel trigger emoțional de care ai spus. Persoana trebuie să-și dorească sau să renunțe sau să reducă amplitudinea dependenței respective, pentru că altfel nu va reuși. Vă spun din experiența pe care o am, dacă nu-ți dorești, cât de cât lucrul acesta nu vei reuși. Bun, deci vorbim despre persoanele care au nevoie de puțin ajutor pentru a reduce o dependență. Legat de dependența de fumat, există produsul Nicotan Antitabac Plant. Conține extracte din trei plante, pătlagină, care e un detoxifiant foarte puternic, caladium și cârmâz. Toate trei sunt practic detoxifiante puternice ale organismului, de aceea și generează anumite reacții în organism destul de rapide, care ne ajută încet, încet să abandonăm cantitativ la început respectiva dependență. Cum funcționează? Dacă, de exemplu, acum nu e cel mai bun exemplu, știu, ar vrea să-mi aprind o țigară, fumez. Okay. Se administrează, nu-i nicio problemă, fiecare cu plăcerile lui. Se administrează înainte de a aprinde țigara mult dorită, 10 picături într-o linguriță de apă sau puțină apă care se bea pe îndelete. După aceea aprind țigara respectivă, se repetă de 3-4 sau de mai multe ori pe zi acest ritual, întâi iei cele 10 picături, după aceea aprind țigara și în timp nu mai savurez la fel gustul țigării, plus că apar mici reacții de detoxifiere care pot genera ușoară stare de respingere, chiar de greață la gustul, la mirosul, la inhalarea tutunului în organism și se face practic, hai să zicem, o desensibilizare treptată care durează în timp. Primul pas ar fi să reduci numărul de țigări, dacă ești un fumător înrăit care consumă mai multe țigări și după aceea, dacă chiar dorești să renunți la ele, dar și primul pas în a le reduce la, nu știu, 2, 3, 4 pe zi și asta este o realizare mare. Deci, practic, îți creezi singur niște simptome la urma urmei. Greața este un simptom. Da, acestea sunt dintre cele neplăcute, dar există și simptome benefice. Reducând numărul de țigări și făcând concomitent această detoxifiere a organismului, se intervine benefic, se ameliorează, de exemplu, tusea cronică a fumătorului, senzația de opresiune toracică, care apare de multe ori, mai ales la fumătorii vechi, clar crește starea de bine, crește vitalitatea, crește energia organismului, se îmbunătățește clar modul în care se respiră și somnul, care de multe ori este afectat de, nu neapărat de țigara în sine, cât de toxinele care se acumulează de-a lungul timpului în organism. Deci este clar, treptat, o stare de bine și de energie dobândită. Iar dacă în anturaj nu mai există fumători și ești singurul, clar faci bine și
celorlalți, familiei. pentru că nu mai sunt supuși fumatului pasiv, da? Fumatul pasiv e considerat o formă de poluare care se adaugă poluării înconjurătoare. Acum, un fumator mai puțin, probabil nu face foarte mult pentru mediu, dar probabil e important pentru familie. Oricum, cei care fumează în familie, o mare parte din ei sunt conștienți și nu fumează lângă familie, ci în altă parte. Pe lângă nicotina antitabac, mai aveți un produs foarte, foarte frecvent cerut de către vă cei care doresc să-și probabil facă... la Polygema 16 plămâni. Exact, detoxifierea plămânilor. Concomitent cu nicotan antitabac sau se poate administra după el. Deci am dat nicotan antitabac atât cât a fost nevoie sau cât a suportat pacientul să ia o lună, două, trei și poate continua cu una, două, trei luni cu acest Polygema 16 plămâni, care ce face? Are un efect de restaurare, într-o oarecare măsură, a elasticității pulmonare. Fumatul și alte poluări din mediul înconjurător fibrozează țesutul pulmonar. Dacă refaci într-o oarecare măsură elasticitatea, crește capacitatea respiratorie, deci vei respira mai profund, mai eficient, ajunge mai mult oxigen în celule, ajunge mai mult oxigen la creier, ceea ce este excelent pentru tot organismul, concomitent cu eliminarea toxinelor de la nivel respirator și de la nivelul întregului organism, deci se cumulează acțiunile celor două produse. De aceea merg și sinergic, pot fi date și împreună. Iar beneficiile pe ansamblu apar mai repede. Crește rezistența la efort. Asta e un lucru bun. Dispare colorația nicotinică de la nivelul dinților, de multe ori apar aceste probleme la fumători, pielea devine mai suplă, mai frumoasă, mai colorată, scad de asemenea și riscurile afectării pulmonare și cardiovasculare, ambele fiind mai mari la fumătorii cronici. Știu că am mai vorbit despre antioxidanți. Dacă am reușit să scăpăm de acest viciu, de această dependență de fumat, cum ne putem ajuta organismul? Avem nevoie și de antioxidanți, într-adevăr. Organismul produce antioxidanți, dar nu suficient. Din alimente nu luăm suficient. Așa că venim și aici cu un aport extern, de exemplu din extractul de orz verde. E un suc cu gust de iarbă, mi se pare mie personal, mie îmi place. Și este extrem de eficient. Da, orzul verde putem să-l luăm când suntem obosiți, orzul verde putem să-l luăm când vrem să scăpăm de o dependență, când suntem bolnavi, indiferent de patologie, pentru că permanent, zilnic, avem nevoie de antioxidanți. Ce fac ei? Previn îmbătrânirea celulelor și ajută lupta organismului, indiferent cu orice patologie infecțioasă, inflamatorie am avea. Ajungem și la cealaltă dependență pe care am luminalizat-o, cea de alcool. Acum da. Sunt foarte multe studii care ne spun că un pahar de vin roșu ne ajută să ne reglăm tensiunea. Un pahar. Un pahar. Dar un pahar, să nu fie prea mare și să nu fie consumat de mai multe ori pe zi. Înainte deci, de masă, se spune. Dacă avem trei mese pe zi și încă două gustări, se adună. Se adună. Deci moderația este cheia peste tot. Dependența de alcool mi se pare mai greu de tratat decât dependența de tutun și face ravagii mai mari în organism. Există produsul Anti-Alcohol Plant, combinație de piperul lupului, ardei iute și cârmâz, de asemenea cu un efect detoxifiant și creează în timp un efect de respingere a alcoolului. Avantajul imens al acestui produs e că poți să-l dai și persoanei care nu vrea să-l ia, poți să-l pui în băutură alcoolică. În anumite doze, în funcție de băutură, în prospect se găsesc toate aceste lucruri, deci încă o dată se poate administra prin băutură. Deci nu e neapărat nevoie ca beneficiarul să și știe că ia acest produs. Sunt multe cazuri în care beneficiarul nu vrea, nu-l interesează, anturajul este cel care suferă mai mult și anturajul încearcă să-l ajute pe bolnav și pe ei înșiși în această dependență care este cumplită, de fapt. Pentru a scăpa de aceste dependențe e nevoie și de foarte multă voință. Și susținere, de aceea există grupuri de susținere pentru cei cu dependență, grupuri de susținere pentru aparținători care au multe de îndurat și lor le trebuie ambiție și răbdare și de multe ori e nevoie de o psihoterapie în plus, de o terapie florală Bach care merge foarte mult pe emoții. Persoanele care au dependențe, alcoolicii, de multe ori au trecut prin anumite traume, au trecut prin supărări majore, deci într-un moment de slăbiciune au acumulat în ghilimele această dependență și nu mai pot scăpa de ea până nu-și tratează slăbiciunea respectivă. Deci e nevoie de multe ori de ajutor specializat.
Am tot auzit cuvântul slăbiciune, slăbiciune. Slăbiciune se instalează și în organism după consumul îndelungat de alcool. Degradare, de-a dreptul, de aceea, dacă vrem să trăim sănătoși, frumoși, fericiți, până la o vârstă înaintată, aceste dependențe trebuie combătute, trebuie luptat împotriva lor. Și atunci, după ce am reușit să scăpăm de patima alcoolului, dacă putem să-i spunem astfel, ar fi binevenită o cură de Absolut, detoxifiere? absolut. Mă gândeam că asta vreți să spuneți, da. Ideal sunt produsele din gama Polygema: detoxifiere, detoxifiere rinichi, detoxifiere ficat, detoxifiere intestin, detoxifiere piele. Gama acoperă toate organele principale de eliminare, pentru că toate au suferit și toate trebuie resetate, trebuie optimizate în aceeași idee de profilaxie, de a fi sănătoși și funcționali până la o vârstă cât mai înaintată. Dacă am reușit să scăpăm și de viciul numit fumat și de alcool, am făcut și detoxifierea, suntem ca noi. Suntem armonioși și funcționali și trăim o viață decentă și asta este ceea ce contează până la urmă. Ne facem un bine și nouă și Și familiei. celorlalți, da. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste Cu informații. mult drag. Iar cu dumneavoastră să ne repetăm cu bine.